mai aleg Pepi. Nu mai e. No. Aici ajunge greu moșul. Oh, n-ajunge numai la zile mari. Foarte greu. Au reușit cu mașinile astea speciale acum. Cu astea, da. Sunt niște domni extraordinari. E prima dată când vedeți lucruri din astea pe aici. Și cum vi se pare? Frumos, din partea noastră, e foarte fain. Îi ofer adesea cadouri. Aveți o culoare albastră la obraj, să fie frigul de vină. De frigul. Vedeți ce jare ești la noi? Nu, nu se poate circula, numai așa. Vă bucurați de camioanele astea, că au venit cu ajutoare? Da. Foarte mult. Care nu pot altfel, măcar intrase ca doar să primească de sărbători. Ce mai râde? Câți copii aveți? 5. 4 trăiesc. 5 am venit. 2 ani ai? 2. 2? Și ce vrei să aducă ție moșul acum? Vorbește ceva! Nene! Spune-mi, doamnă, cum te cheamă, că ți-aduce moșul! Nimicule Valentina, Roxana? Nicule Valentina, Roxana. Și aștept să vină moșul acum? Nu. Dar nu ți-e frig? Nu. Îl aștepți de mult? Nu. Cu ce vrei să-l gândi? Da? Zi! Ciocolată! Mă, ciocolată! Ați spera să vină, știu eu, să vă aducă... Nu ne-am așteptat la acesta cuvânt, niciodată. Nu. O mai trecut vreodată pe aici un moș Crăciun? Ba, nu. La noi, în zona asta, nu. Avem tare multe, hai. După cum suntem noi mai zărați, mai, dar nu ne-am așteptat. Hai că-ți mă trecut, eu așa. Nici nu mi-a dat seama așa ceva, n-am văzut de când sunt. Ai scris la moș? Da. Și ce ai scris să-ți aducă? I-am scris să-mi aducă... Ce ți-ai dorit tu să primești de la moș? Foarte multe cadouri. Cadouri aștepți? Da. Dulciurile îți plac? Da. Niște jucării, ce zici? Da. Și acum aștept să primești un cadou? Da. Ce cadou ți-ar place? Mi-ar place foarte mult ca să am un telefon. Cu cine vrei să vorbești? Prietenii mei de la școală. Câți ani ai? 11. Și cum te cheamă? Nicle Nicușor Andrei. Ce scoateți acolo? Ce vă faceți? Hai, faceți acolo. Ați adus și alimente pentru oamenii sărmani? Cum ați ajuns până aici? A fost drumul relativ bine până aici. Aici e frumos, ninge. Le-am adus conserve și ce-am mai strâns de la mai mulți. Foarte o bucurie fain. De Crăciun până la urmă. Sigur. Am văzut că se bucură. Asta e cea mai mare realizare. A meritat efortul? O, din plin. De-abia aștept următoarea ieșire. E o adevărată aventură. Cum a fost traseul? Cum ați reușit să ajungeți până aici? Traseul a fost mai greu decât l-am plănuit. N-am mai fost odată pe acest traseu, de atunci nu era zăpadă. A meritat efortul? Da, merită efortul garantat. Nu se pune problema. Sper să avem timp să ajungem la toate punctele care ne-am propus. Ia, asta e.
Vă prind bine cadourile astea? Da. Ia pe nene, ia. Ia la nene. Discutați cu mine acum. Vă prind bine cadourile astea? Da. Aveați nevoie? Vai, Doamne, tată, sunt gumză, nu. Nici nu ne-am așteptat. Știți ce aveți înăuntru? Știți ce ați primit? Nici în veci. Nu am așteptat la aceste lucruri. Îți place? Fain. Fain. A fost o operațiune complicată, care a fost scopul până la urmă, din punctul dumneavoastră? A fost o acțiune extrem de complicată, extrem de frumoasă în același timp și într-un scop nobil. Acțiunea, la ora actuală, încă este în desfășurare. Sperăm să ne atingem toate obiectivele. Vremea... Moșul la toată lumea? Moșul ajunge întotdeauna la toată lumea și mai ales la copii și mai ales la copiii cu minți. Accidentat, să ajunge greu aici. Da, foarte greu. Da. Mai ales acolo, pe unde ați fi, pe valea aia. Mai bine ca aici. Drumul e foarte greu, de-abia fac față și ele. Aveți o zonă foarte dificilă, da, aici. Da, dar e plăcută pentru cine are chef de adrenalină. Mai ales pentru moșul, cu cadouri. Da, bineînțeles. E binevenit acum pentru unii. Ai grijă să nu scape. Prea pe scurt, nu mai are nicio șansă acolo. Nu că merge. Dar acum la piatră?